E destul de curioasă dorința aceasta a unor oameni, pentru alți oameni, bineînțeles, dorința de a merge să spun altor oameni despre Iisus Hristos. Dacă stai să judeci în mod omenesc, n-are nicio noimă dorința asta. Ieri m-a sunat un fost student din Venezuela. Cu mai mult timp în urmă am auzit că iarăși a fost plecat prin țări din astea, din lumea a treia, și s-a îmbolnăvit de malarie. L-a adus acasă și a fost tratat. S-a vindecat și acum mă sună din Venezuela. Păi bine, Măcăline, nu ți-am spus eu să stai acasă, mă, și să nu mai umbli? Cum să stau acasă, domn profesor? Dar oamenii au nevoie de mine. Mare lucru sau nejustificat când noi gândim ca un om să-și pericriteze sănătatea, să se asocieze cu singurătatea, să-și asocieze viața cu lipsuri și cu nevoi, pentru ca să vorbească oamenilor despre Iisus Hristos. E foarte curios lucrul acesta. Nu mai spun de cei care au decis efectiv să moară pentru ca cineva să știe despre Hristos. Și când în antiteză cu acești oameni pun portretul meu și portretul tău, parcă e nejustificat cât de, nu neapărat cât de impulsiv sau cât de desconsiderători am fi, că poate nu suntem chiar așa, dar uneori găsim așa fără rost, poate, sau nu așa de important, sau nu așa de să-i spunem, nu o așa mare criză, cum parcă s-ar vrea să se transmită problema mântuirii și problema relației dintre oameni și Dumnezeu. Dragii mei, chiar vreau să ne provocăm unul pe altul, să ne provocăm la a decide pro sau contra, adică să ne știm într-o parte. M-am întâlnit astăzi cu un bărbat pe care nu l-am văzut niciodată în viață, m-a cunoscut de pe internet și m-a sunat și a vrut să mă vadă și am povestit puțin cu el și era așa de șocat într-un fel, într-un fel îi se părea normal și spune la un moment dat următoarele cuvinte, zice, noi oamenii când îmbătrânim nu-i destule câte am făcut în tinerețe, dar vrem să-L și fentăm pe Dumnezeu. Adică am făcut tot ce ne-a tăiat capul și acum spre bătrânețe am vrea să-L fentăm cumva să ne și mântuim. Iubiții mei, nemurirea, adică speranța din viața ta și din viața mea, nu e chestie de a fenta pe cineva, ci trebuie să fie o existență în sufletul tău care să-ți ceară susținut demersuri spre altă lume. Până când eu sau tu nu așezăm în noi realitatea aceasta și mereu călcăm alături visele noastre sau intențiile noastre de bine cu o presupusă persoană numită Dumnezeu Tatăl sau numită Dumnezeu Fiul sau numită Dumnezeu Duhul Sfânt, demersurile acestea care șchiopătează și care stau într-o reală confuzie sunt fără finalitate. Și vă doresc
și îmi doresc și mie să fim oamenii care să vrem să mergem, să mergem pentru noi, să mergem pentru propria noastră existență și mergând pentru noi să mergem pentru alții și mergând pentru propria noastră existență să mergem pentru existența altora. Pentru că, ziceam altădată, și frumos ar fi să țineți minte vorba asta mea, trăim prea puțin să avem timp să fim răi. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara. Multă pace din partea Domnului Iisus Hristos și bine ați venit în seara aceasta aici, unde vom încerca într-o șezătoare duhovnicească să ne apropiem unii de alții și împreună de propriile noastre speranțe. Deschid din nou Sfânta Scriptură în Cartea Psalmilor, mai concret la Psalmul 90, o cântare, dacă vreți, sau o rugăciune, sau o poezie, da? Pe care Dumnezeu ține să fie notată, sau care Dumnezeu ține să fie notată de către un bărbat cu nume Moise. Începând cu versetul 9 al acestui poem, citim următoarele. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai mulți la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că își trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și cine ia seama la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă un om de tine, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. De câte ori citesc versurile acestea, mă întâlnesc cu noutatea lor. Zilele mor de urgia lui Dumnezeu, anii vieții noastre se ridică la puțini și pentru cei mai tari la puțini și încă un pic. Și toată mândria mea și a ta sub soare este trudă și durere. Și trecem iute. Această realitate m-a determinat să numesc cercetarea noastră, sau dacă vreți, popasul nostru bisericesc, m-a determinat să această realitate să-l numesc dacă ai ști ce înseamnă viață. E mare lucru ca cineva să știe ce înseamnă viață. Spuneau oamenii mai în vârstă că nu știi ce înseamnă copil până n-ai copii. Și alții spun, nu știi ce înseamnă durere până nu te doare. Și alții spun, n-ai de unde să știi că mierea e dulce până n-o guști. Și alții spun, nu știi ce înseamnă moarte până când nu-ți moare cineva dintre cei dragi. Și vreau să vă spun, dragii mei, foarte serios, Chiar dacă e jenant, poate, noi n-avem de unde să știm ce înseamnă viață dacă nu ne-am întâlnit cu ea. Pentru că dacă ai ști ce înseamnă viață, lucrurile s-ar schimba radical. Am așezat și pentru această ocazie în câteva cuvinte sub un radical rigid, să-i spun așa, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai umbla cu tinichele, ai umbla cu valori.
Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, umbli cu acești înlocuitori. Te uiți la generația care se ridică, sau o parte din ea, ca să nu fiu rău, nu? Ei n-au știut niciodată ce înseamnă să râzi. N-au știut niciodată ce înseamnă să te joci și să trăiești fiorul acela al bucuriei. Și pentru că n-au știut asta, fie fumează droguri, fie își dau în venă droguri, ca să râdă și să trăiască euforia bucuriei. Pentru că ei, dacă ar fi știut ce înseamnă zâmbet și dacă ar fi știut ce înseamnă să te deai de-a berbeleacul și să te distrezi, acolo în șanț, acasă, la țară sau undeva, ei niciodată n-ar fi gustat aceste lucruri. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai umbla cu tinichele. Ți-ai însuși valori. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, alegi de cele mai multe ori să umbli cu tinichele. Mesajul acestei seri, dragii mei, l-am intitulat Om și om bogat. Vedeți, cu toți trăiți împreună cu mine succesul societății contemporane. Parcă nici n-a fost vreodată să fie altfel. Mereu, până când a fost președinte domnul Ceaușescu, nu, se vorba despre formarea omului nou. Omul nou revoluționar, omul nou comunist, nu? Și a picat acest regim, au fost câteva zile, câteva săptămâni, parcă de o dezorientare totală sau o orientare totală, și acum la nivel global, ce auzi toată ziua? Formarea unei societăți noi, a unui om nou. Ce-o fi omul acesta de toată lumea strigă să facem om nou? Păi noi nu oameni suntem? Ce-o fi omul acesta de toată lumea se complică prin legi, prin studii, prin tot felul de întreprinderi omenești să formeze ceva din noi? Ce-o fi chestia aia care vrea să o formeze și o numește om? Noi nu suntem oameni? Se pare că nu. Sau ce vrea societatea să facă e altceva. Adevărul e că eram anul trecut, sau nu mai țin minte, cu câțiva ani în urmă, în Madrid, la o ocazie de genul acesta, și într-o zi mă plimbam pe stradă și văd un tânăr până în 30 de ani, cam cu un cap jumătate mai înalt ca mine, și era tuns la zero și pe mijloc aici avea lăsat așa o coamă, sau nu știu cum era făcut așa, în toate felurile de culori, și fața lui era nu știu cum și cu tot felul de fiare băgate prin el și îmbrăcat așa, și m-am uitat și acum mi-am pus întrebarea, el e om sau eu? E o întrebare legitimă, pentru că nu se, unul din noi era drac, ori eu, ori el. Deci nu e fără niciun fel de exagerare. Și acum mă uitam și mergea, n-avea nicio șâncă, tinerii se uitau la el și erau geloși, adică își doreau. Deci e foarte important. Ce e om? Ce-i omul nou? Există un proverb românesc, dragii mei, care zice în felul următor: a nu fi om nu-i mirare, a fi om e lucru mare. Băieți și fete,
Ați mai auzit proverbul ăsta sau nu l-ați mai? Îl mai zice cineva? Îl mai zice câte unul? N-are de lucru. Nu. A nu fi om nu-i mirare. A fi om e lucru mare. Și în seara aceasta, dragii mei, aș vrea în demersul acesta, dacă ai ști ce înseamnă viață, să vedem ce înseamnă om și ce înseamnă om bogat. De fapt, dacă reducem toate lucrurile la coloana vertebrală a lor, vom observa că nu sunt foarte multe variante cu privire la ce ar însemna om. Unii dintre noi cred că a fi om înseamnă să fii înțelept. Și mare lucru să fii înțelept. Și unii dintre părinți își doresc cu tot din adinsul să facă din copiii lor oameni. Și ei înțeleg prin aceasta dacă se poate să le dea cât mai multă învățătură, să aibă niște copii cât mai înțelepți, care să strălucească în societate și să se poată impune în societate. Și așa cred că sunt majoritatea părinților. Mi-aduc aminte că eram copil la grădiniță și visul mamei era să mă dea la școală la Reghin, că acolo se face carte. Și cu toate relațiile, și cum a putut, că nu se... și m-a dat și la școala de muzică, și m-a urcat dimineața la 7 în autobuz, cu vioara, cu geanta, cu plasa, cu mâncare, și mă trimitea să facă om. Și când eram la București, aveam un dirijor, un locotenent colonel, nu mai știu cum îl chema, scapă numele acum, compozitor, mare compozitor, și avea o pereche de pantofi care tot timpul erau dezlipiți la vârf și vârful stătea așa, cred că erau și mai mari cu vreo două numere decât degetele lui, și avea o geantă diplomat care arăta cam așa, ca și cum ai luat-o din vreo 20-30 de șoareci care o roz la ea. Deci așa arăta geantă. Și mergea pe stradă și mă îl vedeai că se oprește brusc, se așeza repede înșezut pe bordura de la trotuar, nu se uita dacă e curată sau murdară, deschidea repede diplomatul, scotea o partitură și își notea ideea muzicală care a venit. Te uitai la el, parcă nu-ți prea doreai să fii ca el, om. Avea conservator, membru al Uniunii Compozitorilor, locotenent colonel, așa, dar când îl vedeai... Sau te duci îndrumătorul meu de la doctoratul în filosofie este domnul academician Gheorghe Vlăduțescu, vicepreședintele Academiei Române. Și mergeam mereu când aveam examene la Academie, mă duceam la dânsul, la comisie acolo și acolo vezi numai academicieni. Și când îl vezi pe câte unul din ei, cum arată și cum sunt hainele tocite și soioase așa pe la coturi de atâta, așa, și e academician, că nici nu îndrăznești să-i treci prin față. După ce îl vezi că treci și te gândești, mă, parcă n-aș vrea să fiu om din ăsta. Ce eu? Înțelept. Sau dacă stai și te gândești la înțelepții care am învățat noi la școală, ne ilarizând deloc situația, pentru că mâine e rândul meu, nu? Învățăm de înțeleptul Eminescu, de înțeleptul Ion Creangă, de înțeleptul Nichita Stănescu și continuați lista. Dar gândiți-vă un pic cum au avut viața și cum au murit. Unul a mâncat seara o mămăligă întreagă, un ceaun de mămăligă cu brânză și a băut o damigeană de vin și când a coborât către casă a crăpat burtanul. Ce-i omul?
A fi înțelept înseamnă a fi om? Vreau să vă citesc din Scriptură o opinie despre înțelept. În cartea Eclesiastul, la capitolul 9, versetul 14 zice așa: era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Există, dragii mei, între noi un fel de convenție pentru a socoti pe cel înțelept om, dar îl socotim om în măsura în care prezența lui rezolvă oarecum unele dorinți egoiste ale noastre, dar în rest nu reprezintă pentru noi absolut nimic. Sigur că nu toți gândesc așa. Unii spun că a fi om înseamnă să ai bani. Nu? Și sunt așa de multe mărturii. Multe. Dacă ești bogat, ești om. Poți să umbli în straie de purpură, îmbrăcat ca lumea, poți să cobori dintr-o mașină elegantă, poți când tușești undeva să tușească toți după tine, că niciunul nu-și permite să zică altfel. Nu? E înseamnă să fii om. La ce îți folosește înțelepciunea? La nimic. Că mori în pădui, nu? Dar dacă ești bogat, ești om. Oare așa să fie? N-aș nesocoti. Pentru că și mie mi-ar place să fiu bogat. Poate că nici nu sunt sărac. Dar a fi bogat înseamnă a fi om? Spune la un moment dat Domnul Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie după Matei că mai ușor trece o cămilă prin urechile acului decât un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și, dragii mei, nici nu vă închipuiți, la biserică majoritatea iubesc extraordinar de mult versetul ăsta. Știți de ce? Pentru că zic, vecinul, stai liniștit că n-ajungi în cer, poți să strângi tu bani. Dar stai liniștit că nici tu n-ajungi, cu el rămâi dacă e așa. Nu? O revărsare de răutate și de egoism. Ce e om? Și spune Scriptura, când au auzit apostolul, zice, azi Domnul Iisus Hristos, a spus, asta e prea de tot, atunci nu mai poate să meargă nimeni în ceruri. A fi înțelept înseamnă să fii om. A fi bogat înseamnă să fii om. Sau dacă ești și bogat și înțelept, asta înseamnă să fii om. Între noi, asta înseamnă. Să vreau să spun ceva, dragul meu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai umbla cu tinichele. N-ai umbla cu înlocuitori. Nu te-ai entuziasma pentru lucrurile care contrafac realitatea. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai purcede la lucruri mai serioase, la adevăratele valori. Însă pentru că nu știi ce înseamnă viață, te mulțumești cu acești înlocuitori, cu tinichele. Aș vrea în cele ce urmează să vă arăt ce face diferența dintre om și omul bogat. Că există totuși o diferență. O mare diferență.
Sau poate nu mare, ci radicală diferență între om și omul bogat. Iar destinul omului este unul și destinul omului bogat este altul. Și fiecare dintre noi ne calificăm printr-o decizie clară pentru unul din aceste două destine. Aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură o precizare pe care o face Ioan Apostolul în întâia lui epistolă, la capitolul 5. O precizare aparent neînsemnată, dar care face o diferență mare între oameni. Uitați ce spune el. 1 Ioan capitolul 5, începând cu versetul 11. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața, și cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Ceea ce face diferență, dragii mei, între om și omul bogat, este viața. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, cine l-are pe Iisus Hristos, are viața. Și cine n-are pe Fiul, pe Iisus Hristos, n-are nimic. Și aș vrea să vă întreb, fie că ai fi înțelept, fie că ai fi bogat, fie că ai fi și înțelept și bogat, ce plătești dacă ești mort? Cu ce te încălzește hainele cu care ești îmbrăcat în momentul în care ai murit? Eram acasă zilele trecute și mă ajutau soția și copiii să mă îmbrac, că încă nu pot să-mi iau bine sosetele. Și așa, un pic răvășit de situația care am avut-o acum 2 săptămâni, zic, dacă acum 2 săptămâni muream, acum veneați acasă, casa era pustie și poate ați fi zis, pe tata nu-l mai vedem, gata. Și Rut exclamă așa, și mama, ce am fi făcut cu hainele lui tata? Când ești mort, la ce îți folosesc astea? Ceea ce face diferența nu este înțelepciunea sau bogăția, sărăcia sau nepriceperea. Ceea ce face diferență este a îl avea sau a nu-l avea pe Hristos. E o problemă serioasă. Noi semănăm așa unii cu alții, dar între unii dintre noi e o prăpastie mare. Uriașă chiar! Pentru că cel ce nu-L are pe Hristos este om, înțelept sau bogat, sărac sau prost. Dar cel ce-L are pe Hristos este om bogat, pentru că are viața. Dacă ai ști că trăiești 1.000.000 de ani, ți-ar părea rău că mâine dai faliment? Păi și dacă dai faliment? Sau ți-ar părea rău că mâine te dă afară de la servici? Păi și dacă te dă afară de la servici? Sau ți-ar părea rău că ți-a luat foc casa? Păi de ce să-ți pară rău că ți-a luat foc casa? Că doar într-un 1.000.000 de ani, faci încă 1.000.000 de firme, 1.000.000 de case. Noi trăim grozăvia. De ce? Suntem în criză de timp. Suntem niște morți frumoși, spune un poet român, cu ochii vii. Și numai că
Nu stăm să închidem ochii și când am închis ochii, gata. Și s-a dus totul. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai umbla cu înlocuitori, cu tinichele. Ți-ai însuși valori. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, îți place așa. Mărturisirea aceasta este: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său, Iisus Hristos. Și cine are pe Fiul, are viața. Cine nu-L are, n-are viața. Lucrul acesta face diferența. Sau aș vrea să mai citesc un verset din a doua epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 8, o precizare interesantă. Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9, spune așa: căci cunoașteți harul Dumnezeului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui să vă îmbogățiți. Ceea ce face diferența între oameni, dragii mei, nu este convenția noastră cu privire la ce înseamnă bogăție și nu e nici convenția noastră cu privire la ce înseamnă înțelepciune. Ceea ce face diferență între oameni și oameni bogați este că unii oameni au primit, să spunem așa, atitudinea lui Hristos de a se face sărac pe sine pentru ca eu sau tu să mă îmbogățesc prin el. Și un om care se îmbogățește prin această zisă sărăcia lui Iisus Hristos este omul bogat. Dar eu și tu avem vreo legătură cu problema aceasta? Credeți că Iisus Hristos este sonoritatea unei bucăți de tablă bătută pe un lemn? Sau credeți că Iisus Hristos este sonoritatea unor culori așezate pe o pânză? Sau credeți că Iisus Hristos este sonoritatea așezăturii din daltă într-un lemn care semnifică o oarecare trăsătură masculină și trecerea pe acolo ca să treacă vremea? Credeți că asta face o legătură între noi și Hristos? Spune Sfânta Scriptură, El s-a făcut bogat, sărac pentru voi, pentru ca voi să deveniți bogați. Această realitate face diferența, dragii mei. Dacă există vreunul dintre noi care își dorește într-un anumit fel să fie om bogat, păi să renunțe la tinichele. Valorile sunt în raport cu viața. Cine are viață, are valori. Cine n-are viață, n-are nimic. Cine are viață, are aur. Cine n-are viață, n-are nimic. Ia niște cârpe și învele în ele pruncul tău. Cum iei? Îl iei în braț așa și ce valoare au cârpele acelea că ai pus în ele pruncul tău? Și ia un pui de câine mort
și pune-l într-o goiopernă, cum îi zice la aia pe românește, chestie, plăpumioară în care se aduce întâi un născut, să fie cu dantele și cusut cu aur și cu așa, și pune un câine mort, să vezi, iei în brață. Îl iei? Nu, iei, pe domnul, ești nebun. Scumpul meu om, dacă ai viață, cârpele în care ești învelit au valoare. Dacă n-ai viață, în aur poți fi, să-mi scuze expresia, dar ești o mortăciune. Și fără a leza demnitatea vreunia dintre noi sau demnitatea mea, noi toți suntem mortăciuni. Ceea ce face diferența între om și om bogat este primirea acestei sărăcii pe care și-a însușit-o Hristos pentru ca tu și eu să fim bogați. Ceea ce face diferența între om și om bogat este dorința de a-L avea pe Hristos, pentru că prin El ai viața, iar refuzul de a-L avea pe Hristos înseamnă să n-ai viața și nicio realitate din jurul tău n-are valoare. Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Te-ai întrebat? Spuneam în altă cu ocazie și poate merită să repet. Am fost martor la un interviu pe care au luat niște reporteri Madonei și o surprinde cum era suficient de dezbrăcată ca să se vadă destul de mult din trup, că purta la gât o cruce cu Hristos răstignit pe ea. Și cu reporterii ăștia, cum se uită și la ce vrei și la ce nu vrei, surprinzând chestia asta, zice, de ce purtați crucea aceasta cu Hristos pe cruce? Să vadă ce zice starul. Și s-a făcut așa câteva fracțiuni de liniște și vă dați seama că o lume întreagă aștepta să spună Madonna de ce poartă crucea cu Iisus pe ea. Și te-ai gândit la, în fracțiunile alea de secunde, la un milion de răspunsuri, dar la cel care l-a dat de ea, nu știu dacă s-a gândit cineva. Și ea răspunde așa dezinvoltă, fără nicio greață, zice, îmi plac bărbații dezbrăcați. Te-ai gândit vreodată cam ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Ca să poți percepe care e diferența dintre om și om bogat? Aș vrea, în minutele care le mai am la dispoziție, să vă spun câteva lucruri despre ce înseamnă înțelept și ce înseamnă bogat, pentru a vedea, iubiții mei, ce înseamnă să nu mai umbli cu tinichele. Om bogat. Într-adevăr, este mare lucru ca cineva să fie om bogat. Și Sfântul Apostol Pavel, în 1-a epistolă către Timotei, la capitolul 6, cu versetul 18 și 19, dă un sfat oamenilor. Capitolul 6, cu versetul 18 și 19, dă un sfat oamenilor și zice așa: învață-i să fie bogați în fapte bune!
A fi bogat, dragii mei, înseamnă să fii bogat în a trăi bunurile lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii om bogat. Și dacă vă uitați așa un pic peste sală și la mine, cam câți de aici credeți că suntem bogați? Ne măsurăm unul pe altul după cele avute și cele neavute. Ne măsurăm unul pe altul după înfățișare și după ceea ce îmbrăcăm. Ne măsurăm unul pe altul după ceea ce ducem în mână și ceea ce aducem. Însă, pentru cel care vrea să renunțe la tinichele, pentru cel care vrea să renunțe la înlocuitori, a fi bogat înseamnă să fie aglomerat de fapte pe care Dumnezeu le numește bune. Câte gesturi de genul acesta ai în viață? Nu cele care ți le scrii tu promenadic pe vitrină, ci cele care rezultă din motivațiile tale interioare. Pentru că de cele mai multe ori nu gestul în sine e valoarea, ci motivul pentru care l-ai făcut. Iar acesta te declară bogat sau sărac. Și nu o să vă vină să credeți, în împărăția lui Dumnezeu vor fi numai oameni bogați. Bogați în fapte pe care Dumnezeu le numește bune. Ai trăit vreodată așa? Stai câteodată și vezi, te vezi pe tine sau îl vezi pe altul cu câtă minuțiozitate vrea să rezolve o treabă și frumoasă și așa și așa. Doamne, ce interesant! Rămâi uimit și pe urmă când afli motivația pentru care a făcut, ți se taie maioneza. Spune cuvântul, om bogat înseamnă să fii bogat în fapte pe care Dumnezeu le numește bune. Scumpii mei oameni, dacă am ști ce înseamnă viață, n-am mai umblat cu înlocuitori, am renunțat la tinichele. Dar pentru că nu știm ce înseamnă viață, ne comportăm așa cum iese. Și nu este rău că nu știm ce înseamnă viață, e rău că nu vrem să aflăm ce înseamnă viață. Am citit în versurile lui Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Fiecare dintre noi buchisește toată ziua la a număra zile. Și fiecare dintre noi își judecă zilele în așa fel încât să crească și să poată să devină ceva. Care dintre voi v-ați numărat zilele în așa fel încât să fiți veșnici? Care? Îți numeri zilele bine ca să-ți iasă o leafă bună, îți numeri zilele bine ca să termini școala cu o medie mare, îți numeri zilele bine ca să poți să ajungi într-o casă de confort, îți numeri zilele bine ca să poți să fii într-un cerc de prieteni de influență, întotdeauna îți numeri zilele bine. Dar care dintre voi sau eu ne-am numărat zilele ca să avem veșnicia? De fapt, ăștia sunt singurii care își numără bine zilele. Aceștia sunt oamenii bogați,
Pentru că ei sunt bogați în fapte pe care Dumnezeu le numește bune. Bogat. Ce înseamnă înțelept? Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, în foarte multe locuri, și nu mai caut acum, da, un loc este în Cartea Proverbelor, la capitolul 9, cu versetul 10 și în multe alte locuri, spune așa că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Câți dintre voi vă temeți de Domnul? Nu de cutremure, nici de tsunami, nici de faptul că se încălzește planeta cu 4 grade pe an. Care dintre voi se teme de Domnul? Sfânta Scriptură spune că înțelepciune înseamnă să-ți fie frică de Dumnezeu. Asta te mută, dragul meu, sau îți schimbă statutul din om în om bogat. Bogat ești atunci când ești bogat în fapte bune și când ți-e frică de Dumnezeu. Pentru că asociezi împreună bogăția cerească cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Asta înseamnă om bogat. Și când te duci pe stradă, atâta sărăcie este. Când intri într-un supermarket, optoare săraca femeie, îi piuie chestia în cap că trec cu prețul. Se duce acasă, iese de la servici, fuge nebunită, să apuce să meargă să bea o cafea, să vadă un film și apoi pică jos ca lemnul și dimineața de la început. Și ce fericită este că poate lucra la un supermarket. Așa și eu și așa ești și tu. Și credem că suntem cine știi cine. Cine suntem? Iertați-mă, niște câini morți în plăpumioară de întâi născuți. Atât. Om bogat, un om bogat înseamnă să-L aibă pe Hristos, să-i fie frică de Dumnezeu, să pună la oaltă bogăția din ceruri, cu înțelepciunea din ceruri. Ați număra bine zilele, spune Moise, învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele. A-ți număra bine zilele înseamnă să purcezi sau să-ți dai ghes, să te silești, să devii bogat pe de-adevăratelea. Asta înseamnă să știi să-ți numeri bine zilele. Spuneam într-o seară, mi se pare în prima sau a doua seară, nu? Un host, dacă ar ști că moare mâine, ce-ar face în seara asta? Ar mai sparge un magazin. Să știe, mă, le-am făcut-o. Nu? Un mincinos ce-ar face? Ar mai zice câteva minciuni. Și fiecare ar face cam ceea ce face. Să mă știe că am mai făcut o tură și apoi moare. Da, nu vreau să te superi pe mine, însă aș vrea să ai o pretenție mai mare despre tine. Tu poți fi un om bogat. Poți fi un om înțelept. Însă, dragii mei,
a fi bogat în fapte bune și a fi înțelept, adică a avea frica de Dumnezeu, nu înseamnă starea de disperare pe care o construim câteodată noi sau alte ori o construiește pastorul sau preotul sau cineva de genul ăsta. Nu asta înseamnă. Unii au intrat într-o stare de disperare, de fapte bune și se duc în coate și genunchi și urcă scări și coboară scări și fac pelerinaje și se duc în stânga și în dreapta și fug până la capătul pământului și înapoi să se ostenească să facă fapte bune. Nu ce numim noi bun e bun, ci ce numește Dumnezeu e bun. Alții am introdus teroarea în ființa noastră și mergem fiecare și ne speriem de fiecare intersecție de drum, ne speriem de fiecare animal care ne-a trecut prin față, ne speriem de fiecare găleată care s-o vărsa, ne speriem de fiecare cârpă ce a rămas în fața casei. Doamne ferește, Doamne ferește! Nu asta este frică de Dumnezeu! Asta este frică de prostiile noastre umane! Frică de Dumnezeu înseamnă înțelepciune. Cu ea începi să gândești, să jonglezi cugetul din tine și ruga din tine ca să se întâlnească cu Dumnezeu, făuritorul ființei tale. Asta înseamnă om bogat. Și știți ce e trist? Când oamenii află ce înseamnă să fie un bogat, majoritatea din ei vor să rămână cum au fost. Tu, dintre care ești? Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai mai umbla cu tinichele. Eram copii și reușeam de la diferite ambalaje să facem rost de staniol. Era alb și cred că era și galben. Și luam frumos, îl rupeam așa în fâșii înguste și apoi îl matisam așa, încât să devină destul de solid și tare și ne făceam așa inele, ne făceam cercei și ne comportam cu ele ca și cum ar fi podoabe de aur. Și făceam comerț între noi, între copii, și care era mai dechisit și mai frumos, așa, până venea mama sau tata, ne dădea două, hai gata, se ducea bogăția noastră. Nu v-ați săturat să vă jucați cu tinichele? Să vă jucați de-a fericirea? Să vă jucați de-a bucuria? Să vă jucați de-a viața? Să vă jucați de-a înțelepciunea? Să vă jucați că aveți? Și îndată se pocnește din deget și n-ai nimic. Nu v-ați săturat? Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai mai umbla cu tinichele. Pentru că cine are viață e bogat. Om și om bogat, dragul meu, al avea pe Iisus Hristos e o problemă de mândrie, nu de rușine. Când te duci pe stradă, când vrei să mergi la biserică, atunci când vrei să rostești vreun cuvânt, Doamne ferește, nu cumva să zici vreun termen religios, că toți râd de tine și ți-i rușine. Al avea pe Hristos înseamnă să fii mândru. Iar care nu puteți fi așa, să o știți clar că nu l-ați avut și nici nu l-aveți pe Hristos. N-aveți nimic cu El.
că a fi bogat e o chestiune de mândrie. Iar a avea bogăția adevărată presupune pe de adevăratele să fii mândru. Vii până la intersecție, te uiți în stânga, în dreapta, să nu fie niciun om și buf, rachetă s-a pus să intri în biserică, să nu te vadă careva că ai intrat. Nu e așa. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai mai umbla cu tinichel. A-L avea pe Iisus Hristos, dragul meu, este o problemă de onoare, nu de înjosire. E o problemă de onoare, de mare onoare. A, că ceilalți nu văd așa, e problema lor. Mă duceam pe stradă cu un om important, merită din respect să-i pomenesc numele, cu domnul academician Dan Horea Mazilu. Un om în simplitatea lui, când îl vezi așa de la distanță, nu plătește nimic. Și mă duceam alături de domnia sa și eram atât de, Doamne, nu mă încăpeam în piele că pot să fiu lângă el, să povestesc cu el. Sigur că poate să uită alții, Doamne, moșul ăla. Pentru mine nu exista nimic. Sunt să mergi cu el. E ceva, ești din comun. Scumpii mei oameni, până sentimentele de acest gen nu se strămută în sufletul meu și în sufletul tău, ca să le trăim asemenea când îl avem pe Hristos, noi de fapt nu-l avem pe Hristos. Noi de fapt facem parte în cazul acesta din comunul acestei lumi, a acestui viac, cu finalitatea lui și cu problemele lui. Însă cei dintre noi care își permit sau își doresc, sau dacă vreți, plonjează inconștienți în dorul de a strămuta bogăția cerească în ei și a-L avea pe Hristos, asta e o problemă de onoare. Când cineva se întoarce la Hristos, nu e umilit, ci e onorat. Lumea aceasta te umilește. De câte ori te duci să intri într-un birou, te simți vinovat. Bați pe ușă și auzi din da! Deja nici nu mai știi, intri și când vezi, când se uită peste ochelar la tine de la ghișeu, ești și umed, stai așa, Doamne, să nu zici un cuvânt cumva că buf, îți izbește ăla nas, la revedere. Spuneți-mi voi un birou unde intri altfel. Este unul. Când te duci la Hristos și l-ai pe Hristos, ești onorat, nu umilit. A-L avea pe Hristos, dragii mei, este o problemă de siguranță. De siguranță. Este un număr care nu ți se trage niciodată de sub coate. În niciun context. Am avut un prieten, și toți ați avut, poate, un prieten al vostru. Eram tânăr, în jur de 20 de ani, și aveam un prieten, un colonel de la securitate, pe colonelul Paul. Un om atât de bun la suflet. Deci mă duceam la el ca la tatăl meu și puteam să-i spun orice din sufletul meu. Era atât de cum se cade. Și la un Paște, de acasă de la mama, i-am dus un miel. Mergeam mereu și
i-am dus un miel și așa mai departe, să aibă în sfârșit. Poate o chefui prea mult ce a făcut, că la vreo 2-3 săptămâni după Paște a făcut o complicație și a murit, bărba la 50 ceva de ani. Și când am avut cea mai mare nevoie în viață de el, ceva mai târziu după asta, colonelul Paul nu mai era. A-L avea pe Iisus Hristos înseamnă siguranță. Sunt niște umeri care nu ți se trag de sub coate niciodată. De ce nu vrei să crezi? Om și om bogat. Scumpii mei, ați număra bine zilele înseamnă să fii om bogat. Singurii care merg în împărăția lui Dumnezeu, bogați în fapte pe care Dumnezeu le numește bune și înțelepți, adică cu frica de Dumnezeu. Asta e diferența dintre om și om bogat. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai mai umbla cu tinichele. Dumnezeu să vă ajute, dragii mei, pe cei care vreți, ca în această seară sau în una din serile în care vă cercetează Duhul Sfânt, Dumnezeu să vă ajute să primiți în voi pe Iisus Hristos. Înțelepciunea singura și bogăția singura. Și atunci poți să spui lumii întregi că ai învățat să-ți numeri bine zilele. Numele Lui să fie slăvit și viața ta să fie frumoasă. Amin. Aș dori, dragii mei, să luăm aminte la o rugăciune. Ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ai îngăduit harul acesta de a petrece un ceas cu Tine. Te rog frumos, Sfinte Tată, binecuvintează acești oameni și fă Tu ca fiecare la rândul nostru să ne îmbogățim cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să ne uităm chiar cu desconsiderare la fericirea de o clipă a acestei lumi și lăsând acești înlocuitori, aceste tinichele, să prindem viața la care ne-ai chemat. Te rog frumos, Sfinte Tată, să duci binecuvântările Tale cu fiecare om de aici în casa lui. Și în numele Domnului Hristos te rog să rămâi în casa Lui. Amen. Și fă ca în ziua cercetării lor și în ziua cercetării mele, fiecare dintre noi să avem o inimă deschisă pentru a deveni oameni bogați. Amen. Numele Tău să fie slăvit în toate și prin jertfa Domnului Iisus Hristos,
fă-ne parte de împărăția ta. Te lăudăm acum și în veci de veci. Amin.